Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Ploiești, au documentat activitatea infracțională a unei persoane bănuite de trafic și deținere de droguri de risc și mare risc. Polițiștii au efectuat o prindere în flagrant delict în municipiul Ploiești a bărbatului bănuit, în timp ce ar fi deținut în scopul comercializării 10 comprimate de ecstasy și cannabis. Ulterior, în locuința acestuia au fost descoperite și ridicate o presă utilizată pentru confecționarea comprimatelor de ecstasy și chiar droguri. Din cercetările efectuate, a reieșit că în perioada februarie-octombrie 2023, persoana bănuită ar fi comercializat droguri de risc și de mare risc către diversi consumatori din județul Prahova, la prețuri cuprinse între 40 și 500 de lei, în funcție de tipul de drog vândut. Marți, procurorii DIICOT Ploiești au dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului, iar apoi judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.